Incidentul s-a petrecut la orele după amiezii, când în zona policlinicii din Areni era foarte aglomerat. Nu avea viteză foarte mare. Nu știu exact ce viteză avea, dar avea. Avea, pentru că dacă l-a trântit, l-a luat pe capotă, l-a spart geamul și... Traversa pe loc marcat, nu? Da, pe treci peton, traversa. Era pe trecere, că a oprit, toată lumea a oprit la trecere, a trecut la jumate, persoana cu mașina a trecut pe banda cealaltă. Victima a fost transportată cu ambulanță la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou. A venit salvarea foarte repede. Ce vârstă avea victima, aveți idee? Eu zic în jur de 67-68, cam așa. Unde era lovită victima? Normal la cap. Era la cap. Că l-a izbit, l-a trântit exact în cap. Dacă va scăpa cu viață, bătrânul care a fost pulberat pur și simplu în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni va avea nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.